Echipierme ajunge la această minge, poate centra, sunt doi cu echipieri în care eu chiar trei acum. Urmează centrarea la prima bară, o intervenție acolo a lui Miron, n-a reușit să prindă balonul, portarul Ceahlăului totuși a ieșit bine pentru formația lui Costel Enache. Minutul 4, clar până acum posesia în favoarea Petrolului, nu iese preluarea lui Grozav, continuă însă Gicu Grozav, minge pe lângă poartă. În ciuda faptului că nu a avut un control perfect, iată, a apucat să tragă spre poarta lui Miron. Gicu Grozav, foarte bună plecare, excelent timingul la această fază. Nu mi s-a părut foarte hotărât nici portarul Miron. A încercat să închidă unghiul, dar bună această continuare a lui Achim. Vine șutul lui Bătescu pe lângă poarta lui Mircea Bornescu. Balonul nu a fost atins de portarul Petrolului. Va fi o repunere din 6 metri. Oricum o combinație reușită, o fază bună a nemțenilor. Iată șutul lui Ionuț Bătescu. Mingea prinde pământul, dar se duce la o distanță destul de mare. Cristea la Bugema, Bugema trage Bugema. O minge care nu-l pune însă în dificultate pe Miron. Degajează foarte repede portarul Ceahlăului spre Constantinescu. Salutat acesta cu Laurențiu Marinescu. O fază rezolvată destul de ușor de apărarea Petrolului. Golubovici cade, nu este lovitură liberă, contraatacul Petrolului, Bochila se întoarce bine tras de Aloizio, va fi cartonaș galben, cer roșu petroliștii. Consideră că a faultat în postură de ultim apărător. Deși l-am auzit pe Ion Crăciunescu la multe emisiuni spunând că e impropriu spus ultimul apărător, ultimul e portarul totdeauna. Totdeauna aceasta este intervenția lui Aloisio la Bochila. Faultul este clar. Apărător Aloisio reușea să se întoarcă. Cred că ar fi avut și mingea sub control, scăpa singur. Se putea da cartonaș roșu la această fază pentru Aloisio. Se uită pentru o pasă lungă, joacă în diagonală spre Bugema, Bugema, atenție la această fază, Bugema, minge deviată, va fi corner. Foarte rău s-a apărat la această acțiune a Petrolului, Rusu n-a stat deloc bine pe picioare, apărătorul stânga, depășit de Bugema, imensă ocazia Petrolului, iată-l pe Rusu, mingea îi cade în față, ezită, foarte bine controlează Bugema, tot Rusu este cel care atinge însă balonul. Iese dribblingul aici, pune însă piciorul în fața mingii Rusu și la niciun coechipier în care eu, călcâiul lui Stana este spectaculos și eficient, centrează Monroy, Manase cu capul, vine șutul puternic a lui Achim, minge peste poartă, iată o șansă bună de gol și pentru Ceahlăul în finalul primei reprize. Monroy centrează, lovește mingea cu capul oarecum de jos Manase și faza este finalizată cu șut din marginea careului de Achim. O minge recuperată însă de Laurențiu Marinescu. Bochila, cred că pentru a treia sau a patra oară în această repriză a fost semnalizat în offside. Iată o reacție nervoasă din partea lui Adrian Cristea. Da, se încingă spiritele. Vor fi probabil cartonașe galbene arătate de Cristi Balaj. Am folosit pluralul pentru că am senzația că mai mulți jucători vor fi avertizați. Ne vom lămuri imediat. În general, Cristi e un tip liniștit. Nu-i deloc o fire conflictuală. Offside-ul este evident, apoi îl trage Aloisiu și lovește pe Bochila, un gest urât al lui Aloisiu. Iată. Da, Aloisiu are deja un cartonaș galben, pentru un asemenea gest ar fi putut să vadă al doilea avertisment. L-a lovit urât pe adversarul său, chiar dacă a fost o lovitură fără intensitate. Inescu trimite acum cu efect undeva la 8 metri de poartă, o reluare imprecisă.
al lui Ekim. Vă spuneam, fundașul central Ekim a reușit să marcheze 3 goluri în acest campionat. Bochila, foarte bine s-a întors Bochila, o fază importantă, Bochila cu șut, gol, gol Petrolul, 1-0, minutul 52, excepțional felul în care a rezolvat această acțiune, felul în care a lucrat această fază, de fapt Jeremy Bochila marchează pentru a șasea oară în acest campionat. O asemenea pivotare a avut și la acea fază din prima repriză, când a fost faultat de Aloise. Iată cum se întoarce. Este și o greșeală totuși a lui Ekim. Șut din afara careului cu piciorul stâng. N-a reușit Aloise să blocheze execuția lui Bochila. Centrarea lui Moreno, periculoasă, mingea se scurge pe lângă stâlpul porții, balon pe care l-a atacat Marian Constantinescu. Iată, în sfârșit, o centrare a lui Moreno, foarte bună, cu efect, întinde piciorul Constantinescu, dar nu cred că atinge mingea, nu cred că o deviază el. Hoban, șutul lui Ovidiu Hoban! Ho! Ce gafă! Ce gafă din partea lui Miron și este cu siguranță victorie pentru Petrolul. Minutul 86, a tras cred că de la vreo 30-35 de metri Ovidiu Hoban, un gol de cascadorii râsului pe care îl încasează Miron. Altfel, un portar destul de sigur. Da, și poate că ar trebui și el urecheat după această eroare uluitoare. Era o minge ușoară, prea sigur pe el Miron, prea relaxat. Iată de unde îl învinge Ovidiu Hoban, de la ce distanță. Între mingea cade chiar în fața lui, dar n-are scuză, nu are scuză. Un portar de Liga 1 nu poate să primească un asemenea gol.